Centrul orașului a fost luat cu asalt de mureșeni în noaptea dintre ani. Atât artiști de muzică populară, cât și de muzică ușoară i-au încântat pe cei prezenți, iar trecerea în noul an s-a făcut printr-un extraordinar foc de artificii. În ciuda gerului de afară, sute de mureșeni s-au adunat în piața teatrului pentru a lua parte la spectacolul organizat de Primăria Târgu Mureș cu ocazia trecerii în noul an. Cu sticlele de șampanie pregătite, mureșenii au petrecut până după miezul nopții. Numai bucurii vă dorim! Să uităm! Cele rele să se spele! Cele bune să se adune! Spectacolul a fost unul pe gustul tuturor, cu muzică populară, ușoară, dar și pe ritmul anilor 80. Printre interpreții muzicii populare s-au numărat Ciprian Istrate sau Leontina Pop, care au avut grijă ca tradițiile să nu fie uitate în ultima zi a anului 2010. Ce-a pus verde s-a uscat, măi, ce-a iubit s-a scuturat. Bănăța nu arde leanul, la 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 la. Cei prezenți s-au bucurat de una dintre cele mai în vogă formații românești, Deep Central, dar au dansat și pe ritmurile anilor 80, unul dintre invitații de onoare fiind italianul Francesco Napoli, care a cântat în premieră în Târgu Mureș. Anul 2011 a fost întâmpinat printr-un foc de artificii pe măsura așteptărilor. 3,